Păi de-aia noi voiam să râdem, că Piotr vedeam că face trebuie bani. Nu trebuia la televizor asta, bă. L-am incitat să mai facă chiar așa. Nu te gândeai niciodată să tragă un pumn la televizor. Dă-i faza când sparge televizorul. Nu m-am gândit, frate. Nu te aveți, dar era de ajuns să dai decât doar filmare. Da, doar faza aia. Multe faze să râdem noi acolo cu ce face el. Atunci noi l-am întrebat, hai mai face să mai râdem ca între băieți așa. Puteai să dați o filmare în care se înțelegeți că ăsta a dărâmat ce a făcut pe acolo și gata. Nu să vă arătați cum vă se ridipea la pereți. De ce nu? Pață-mă cât am luat ce filmare ai dat și mi-ar dat bătă o filmare. Nu, sunt de super, da, nu ce-am zis. Dar nu mă gândeam ca pare, mă, nu mă gândeam ca pare. Haide, mă, ca pare tu ceva n-aș pare. Dar tu știi că am filmări cu tine în telefon, aiurea. Știu, mă, poți să le dai. Dar nu le dau, că n-am caracterul tău. Dar nu am caracterul tău. Eu nu m-am gândit că tu. Mi-ai zis, le arată-l tot, i-am spus. Ați fac să o filmare dacă vrei să filmăm cu toți și când faceam așa. Și ce mă voi, știi de ce ați făcut până la urmă? Bă, nu știi de ce ați făcut? Nu m-ați făcut, bă, ce când am făcut toate hainele mie de acolo? Bă, nu mă, ce că e ripit? Nu-i vorba de rușine, e vorba de tine. E vorba de tine, ești pervers. Ce mă, că am arătat ce-am făcut? Da. Și eu apar acolo, mai văd că i-am borfet, da? Tu arăți, vii și arăți, dar eu nu mi-e rușine ce-am făcut, că eu am fost o prostă alocată. Păi nu te zic că e rușine, dar n-a fost ideea să te arăt pentru tine. Bă, nu-i vorba de rușine. Dar mă, Ricardo, de ce le dai explicații? De ce le dai explicații? Eu am un mic tatuaj de la oprică. Hai, nu exagera. M-ai zgâriat? Nu exagera, că ți-am dat păi peste de ce? Eu m-am certat cu Aisma, că i-am spus lui Aisma că am spus și de dumneavoastră, dacă tu ești prietenă cu doamna Andreea, nu... Tu, da, zi, tu ești la subiect, nu loc cu istorie. S-am în spate și când mi-am pus bagaj, nu vreau să mă duc în spate, că am mai fost tot în spate. De eu după m-am întâlnit cu ea și ea mi-a cerut scuze, că eram furioasă, că s-a obosită, mi s-a... S-a certat ea cu ea, au frică cu ea, am prins, o lovit, nu știu ce-a făcut, a zis, zis și asta, 15 minute până să te duc în spate. Și am zis, nu, atinge, te rog frumos subiectul meu, că eu în primul cu persoana mi-a cerut scuze și m-am împăcat. A început de la întârziere, Andreea, dar am stat vreo 10 minute mine, după Mariana. Am vorbit cu fetele care au întârziat, cu tonul care a vorbit cu mine. Se dea filmare cum a vorbit Aici cu fetele. Aici m-a țipat foarte mult la ea și i-a spus du-te în spate, că sunt eu cu Alina. M-am înțeles condiții foarte bine. În care noi am așteptat două ore, trebuia să mai stăm și după Mariana să treacă în spate. Ai lovit-o? I-am dat cu palma, dar peste umăr nici de cum peste frunte. Zgâritura din frunte. Aici, aici, ai dat, ai zgâriat. Dar dacă Alex, băiatul... Și pe Iancu l-ai zgâriat aici pe gât. Alex îi părea rău că nu s-a așteptat, că a vrut să mă ia. Și Iancu? A, nu, Iancu s-a băgat. Iancu s-a băgat să... Oare cum ne-am băgat? S-a băgat, dar nimeni nu s-a așteptat chiar o să mă zgârie. I-am spus de nenumărate ori să nu mă mai jignească, pentru că mi ies din firii când sunt jignit. De grav. M-a făcut, nu știu. Nu mai știu cum am. A treia oară, deci n-am mai putut. Și spunea Mariana, termină. Deci eu nu o vorbeam într-un mod urât, n-am jignit-o, Andreea. Nu am jignit-o, pur și simplu explicam situația la fete. O dată, de două ori, de trei ori, n-am înțeles. Ei, dacă n-am înțeles, îmi asum. Nu e adevărat. Nu sunt de acord cu violența, mă repet. Eu aș vrea să și cu fetele care scuze am dacă am... doi. De mine, eu ți-am zis să ne protejăm la cameră. Da, tu n-ai făcut asta, tu nu înțelegi. Eu sunt corect, bă, mi-ai zis să le dăm tot dacă vrei. Nu, okay. Ești corect. Să fii vrei să, vrei să facă panoramă pe seama la altcineva. Nu eu, asta a fost intenția. După ce mi-ați făcut. Dar ce să mă gândesc, bă, la voi? Dacă vă e rușine, ne asumăm ce am făcut. Și mă gândesc la alții. Eu și eu apar. Nu înțelegi că nu-mi e rușine, că a fost o Caterin cu o prosteală. Mie mi-e de tine, că tu erai prieten cu mine, dar ești un pervers. Ești un fals, un pervers. Asta e. Că am arătat exact cum a fost faza. Când mi-a cerut. Nu arăta cum a fost faza, ți-a arătat tu fața. Eu de ce trebuie să o suport, Andreea? Eu trebuie să o suport pe Mariana. Deci adevărul te provoacă foarte tare. Și eu am împins așa. Că nu vă place adevărul. Nu, nu te-ai nervat atât de tare cum să vorbească. Andreea, am vrut să o împing. Nici de cum n-am vrut să o zic dacă e adevărat. Alte dăți ai nervat mult mai tare. Dar la hotel, când o împins ușa și ai, du-te. Tu oricum știi că mă duc la recepție. De asta vorbesc cu mama la telefon. Nu sunt ești supărat că ești eliminată și Cătălin s-a dus. Fata dumneavoastră, nu știu ce, pe bune, Andreea, am 31 de ani. Fata dumneavoastră și n-are bun simț deloc, deci fata asta nu are limită. Dar tu ai bun simț, deschide geamă și hotelul îmi spune, vorbește cu agent media. Și ce? Cu ce drept mă împingi și mă închizi ușa și o să dorm lângă brad? Mută-te, fata. Eu nu, mută-te tu, că tu nu respecti. Da. Eu că te-am numit că nu era ok. Eu aș vrut cu același timp să vorbești cu fetele despre contânziat. Bine, atunci o să facem cu tragere la sor și o să stați fiecare pe rând cu ea. Eu am stat deja o lună, vă rog. Eu o să mă lăsați ultima afară. Că eu n-am probleme, Andreea, că pot să... mi-a ajuns. Eu, cu eu nu am probleme cu ea în cameră. Eu sunt omul bun, recunosc. Ce, Bianca, ea nu mai fumează.
Ajung să o bat în cameră, nu, că nu pot. Eu mă înțeleg. Nu, eu din contră, eu în cameră nu. Da, da, trebuie să văd cum că eu am stat cu ea, da. E foarte greu, Andreiana. E greu. E greu, dar regă așa. Și de aia e așa nervoasă pe ea, pentru că o enervează fiecare seară, pe noi ne enervează aici. Eu știu că am trăit cu ea, Maria, nu te supăra, dar... N-am dormit până la șapte. De mine nu l-a deranjat când te puneai patul meu, vorbeai non-stop cu Livian și cu asta, și cât eu știu și nu le zic în discuțiile alea. Problema e că ea în cameră nu este... Nu adică nu de... Atâta, Mariana, dar ce vorbești acum, serios? Ce-i Mariana? Și Livian tace. Ce zici tu? Nu vrei. Da, mă, dacă eu am filmări cu tine și am... Și dă-le, mă! Dă-le, nu-i de asta! Eu am caracterul tău! Bă, bă, ce caracter, mă, dar când v-am spus, bă, nu mai faceți aia acolo la mine bă, camera. Noi ne distrăm. Da, ne distrăm, da, când v-am spus cu hainele, când eram serios cu hainele și... L-am spus, bă, eu am spus atunci. Cu haine, mă, sunt haine. Pentru haine ne-a dat afară, pentru televizor. Lasă de lucru de televizor. Normal, bă, că noi n-am distrus nimic, a fost o prosteală, o chestie aiurea. Le-am pus la loc alea. Dar el trebuie să arată neapărat, mă, că-l roadă pe el. Vezi, bă, că apar și eu în videoclip, bă, că beau cu voi și beau. Și dacă n-am părăit, oră ți-ai filmat. Da, și am apărut și eu. N-a fost cu intenție să-i pun pe ei tot mi-a plas. Ce n-a fost cu intenție? Dacă n-a intenție, dar să-i altceva. Nu mă, intenția poate că noi n-am făcut nimic, așa că las fac televizorul. Pe tu n-ai video clipul ăla tu are n-ai făcut. Tu n-ai făcut nimic. Eu am băut și eu cu voi, nu pot să zic. Și eu am băut cu voi. Ideea că nu voi n-ați făcut nimic, ei au făcut ceva. El o dar eu chiar n-am făcut nimic. Adică gen televizorul. Brăcăi tu cu de perete și erai pe jos pe acolo, le puneai? Urlă, bate ușile, ajunge la dimineața. De ce mint? Dar nu se poate așa, Mariana. Doamne, Andreea, iau o stat ieri la bucătărie și o vorbea la TV. Am zis, du-te, culcă, că nu se poți trezi. Ai văzut ce-o făcut ea din cauza? Pentru că cu tine nu poate să lupte, cu mine poate. Păi, de-aia așa am numit așa. Dar acum n-ai zis să-mi cer voie să vorbesc la telefon. Ce gaz. Eu provoc. Stai cu minte, că ești micuță. Tu trebuia să te culci. Ești prea mică, mă repet. Ești prea mică, mică, nu trebuie să șa, nu mai pune tu gaz pe foc, că nu e cazul, ai înțeles? Mariana, ești micuță. De-aia am spus așa, stai în banca ta. Stai în banca ta. Tu stai în banca ta, trebuia cu ele să vorbești așa. Nu mai jigni. Dacă nu mai jignești, nu te jignesc și nu am treabă cu tine. Poți să-mi spui ce vrei tu. A patra oară începe aceeași discuție. Gata, vă rog, că n-are sens, chiar nu are sens. Ia să vedem ce mai fac și băieții. Da. Cred că se bat. V-ați lămurit? Da. Ce să ne lămurim? Da, ce până la urmă, Ricardo n-are nicio vină că s-o filma și el pe el. Da. Am înțeles. Mie mi-a spus fata aia să dau tot, am fost corect în situația aia. Mi-a spus să arăt tot ce am. Bă, zici că e femeie, mă. Există. Păi nu e femeie, mă. Da, 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 lăsați-mă. Da, mă, da, așa e. Dar chiar la voi în cameră nu mai ziceți voi așa. Iancu, de ce n-ai dat filmările cu Ricardo? Are una pentru că nu am caracterul lui și nu o să-l am niciodată. Are o filmare și el cu mine, dar eu mi-asum ce am făcut și nu mă supăr. Pentru că el înțelege că eu am făcut să-l pun pe el într-o imagine. Dar e fraier dacă înțelege asta, pentru că în filmare apar și eu. Stai că vorbești mult și prost. Nu, tu vorbești mult și prost. Nu, nu-l ascult, n-am chef să-l ascult. El vorbește prost. Caterin, că noi l-ați țam pe cătă ca să mai râde un pic. Vezi, Ricardo, când instigi la petrecere? Da, eu am. Și Ricardo e șarpe, ne filmează no, și dar el să ne facă noi. În filmările la par și eu. Dacă filmările la nu apărat, să te obligam. Cu noi și cel mai mare șarpe, cel mai mare pervert. Tu te iei cu cameră. Noi experiența sezonului întâi, te rezolvezi. Am arătat ce am făcut, te apărat și eu. Pervers. Iancule, are experiența sezonului întâi, ce vrei? Ricardo. Tu te vrei la perversul. Să te dai la mine. Ricardo! Calmează-te! Vă rog din tot sufletul meu. Păi eu spun cu el și spun că sunt și eu în filmări și el vine că am vrut eu să-l pun pe el. Da, zi o curcătă, mă, atâta. Că video cu toată. Gata! Ricardo, te fac, mă jur că te... Eu ajută, mă scoate la afară pe Ricardo, te rog din tot sufletul. Eu vorbesc frumos că și ești bătă. Iancu, am încredere în tine, ce ai?
Merită. Doamna Andreea, dar nu trebuie cu multe. Dar asta, Maria, mă taie. Apoi dacă el se ridică, păi și dau ce merită, că el se ridică la mine. Ce să-i fac? Păi și tu ce faci? Îi răspund exact cum merită. N-am ce să vorbesc, eu un pervers, n-am ce să nu mai vorbesc despre el. Dar de ce crezi că e pervers? Păi da, noi ne distrăm toți ca băieții, ne prostim, râdem, glumim. Și păi el ne filmează și vezi, Doamne, încearcă să ne pune pe. Dar faza e că și el a făcut multe chestii. Păi eu nu mă deranjează alea, că eu știu că a fost o Caterinca și o prosteală. Mă deranjează el, că îl consideram prieten și el încolo e cel mai mare pervers din casa asta. Atât, tot. Dar nu vii tu să spui mie că dacă vreau și ziceam, cum ziceam acum, bă, ai rupt patul, ai dat cu picioarele în patul meu, care al meu, asta era să fiu pervers și să spun, dar nu l-am spus, eu am dat toate filmările. Mai am filmat pe acolo când îmi filmez sau ce am făcut eu acolo, beat. Dar nu spui mie că eu vin să te pun pe tine, postează post, că n-am venit să spui că ai luat patul, că ai rupt picioarele de la pat, n-am venit să spun că tu ai luat hainele mele, că ai spart sticle, n-am venit să spun toate treburile astea. Veneam și le spuneam. Eu am dat toate filmările să se vadă clar ce am făcut de la început până la final. Da, cumva el de teama ca nu cumva să fie pus să plătească televizorul. Adică să demonstreze ce s-a întâmplat acolo și cine ce s-a întâmplat acolo. Dacă doamne, doamne, televizorul total de acord, dar noi n-am distrus nimic, numai ne-am distrat și am făcut o Caterincă între prieteni, atâta tot. Și Cătălin și-o asuma, da mă, eu l-am spart, poți să dai cu mine. Era ok, dădea cu Cătălin, aia era tot ok. Uite și eu mă enervam. Oricum, adică pedeapsa o luau toți. Deci voi nu v-ați aștepta să dea și videourile cu voi, de aici e problema. Nu contează familia, că fiecare avea familie. Nu erau relevante. Dar nu, eu l-am întrebat, Cătălin, bă, ce videouri ai dat? Ai dat și ceva cu mine? Și face, nu, am dat două videouri cu Cătălin. Dar Ricardo, ce s-a făcut de râs? Că Ricardo nu s-a făcut de râs cu nimic. Da, plătește tu patul, plătește oglindă, plătește perete, plătește toată camera. Și mă bagi și la vandă. Măcar nu dă de aia care... Bă, da, apare aia, și cu mine, bă. Aia nu trebuia dat. Eu înțeleg că tu ți-ai spus că ai făcut cu ea acolo. Păi da, mi-a spus și eu. De eu am dat tot, bă, eu am dat tot în... Să fiu corect, mi-a zis fata aia, dă tot ce ai. Și eu nu m-am gândit nicio secundă că ei au făcut ceva să se supere pe mine. Le-am zis, bă, nu cred că... Voi apăreți ceva. Bine, faza aia cu ea până acolo, patul și alea și sunt trântite pe acolo în film. Bine, ei nu înțeleg situația, bă, că eu nu am... Aia, frate, cu și ăla cu... Alea surâte. Eu am dat tot, eu nici nu mai știam ce aveam filmat. Am văzut filmare, am dat totul. Ricardo s-a supărat foarte rău, a luat foc, a zis să ridice în picioare când Iancu i-a spus că la fel o să faci și cu Dea în viitor. A, și de aici s-a enervat. Atunci s-a enervat, s-a ridicat și a făcut totale. Ce mă interesează, mă, pe mine de nervii lui, un șarpe, un vai de capul lui. Pentru că dacă stăm să ne uităm în trecut, asta a făcut la toate fetele cu care a fost, un prieten, toată lumea. I-a filmat sau le-a făcut ce le-a făcut și apoi a venit și a spus pe post. Da, așa e. Păcate, cam așa la petrecerea cu noi, la fel, mi-a făcut și mie. Dar pe mine nu m-a filmat, doar a povestit. Și chiar nu e o răutate, astea sunt faptele pe care le-a făcut. Tot timpul a adus în emisiune. Da, da. Acesta e Ricardo. Da, asta demonstrează că e copil și nu i-a asumat, nu-i destul de matur. Pentru că până la urmă s-au distrat toți între ei acolo. Vii acum și faci scandal și torni cumva. Uite ce am făcut în cameră. Asumați-vă, frate. De aici au asumat. Era de ajuns, era relevant un singur video în care Cătălin a lovit televizorul și a și spus, îmi asum că am spart televizorul să nu se oprească hania. Era arhi suficient, oricum ne dădea afară din hotel. După un singur video când lovea televizorul, eram dat afară. Sigur că ei știau faptele care le-au. Dacă nu le făcea de amuzament, nu filma de la bun început, haideți, filma băutura. El a vrut să se amuze, nu cred că a vrut să facă asta. Da, dar nu trebuia să-l ia. Nu e niciun video în care el se face de cine la televizor. Ăla au fost urât, măi, foarte urât. În niciun video nu se face de rușine. Tot, le șteargă. Ce prieteni despre tine că sunt prieteni, ce prieteni, ăștia sunt prieteni, despre ce vorbim aici? Prietenie, nu știu de ce teamă. Dar nu vorbeați de dar nu așa. Da, mă, bune prieteni, dar măcar ai caracter și din colegialitate nu fă chestia asta, nu că ți-i prieteni, că nu te nimeni prieteni. Dar... Asta denotă faptul că nu are caracter. Urât. Nu are rost, nici nu are rost să vorbesc eu, că până ziua zice că subiectivă. Bă, faci la mine în cameră, faci atâtea, după ce vreau să vină liniștiți în emisiune și să zică, domnule, eu n-am făcut nimica și restul pica toate pe mine. Bă, măi, eu te înțeleg și puțin că ai vrut măi, am să faci, cum să faci lumină, ce s-a întâmplat. Să fac lumină. Asta vizitează, bă, vreau să fac lumină, mă, vreau să fac lumină. Trebuie să fii selectiv, frate, la filmări. Acolo trebuie să știi că erau prietenii tăi, pe la urmă că i-ai chemat acolo, nu? Păi erau prietenii mei, dar... Și să prietenii mei și trebuie să mă înțeleagă cum ce am vrut să fac, să arăt cum s-a întâmplat totul, toată seara.
Că și eu apar. Trebuie să ajungeți, frate, să vă jigniți ce alea. Bă, ăla, ce că mă picioarele. Ajunge la să spună mie că mă picioarele. Sunteți copilării. Păi, bă, ăstea-s copilării, că vine el să mă picioare. Lasă-mă în pace. Că eu n-am venit să spun, bă, e vina ta sau e vina ta. Eu mi-am asumat, eu îi chem. În filmare se vede clar că eu îi chem. Am trimis și filmarea. De ce? Am trimis și filmarea cu mine să fiu corect, să arăt ce s-a întâmplat. Hai să mergem, nu am trebuit să rezolv pe ăștia și lasă și Iancu și tu să lași porcările astea. Bă, dar nu e, mă, că nu are dreptate. Andreea, bă, uite așa. Ce așa să încheiem odată, să terminăm. Marius Livian? Da, doamnă. Nu ne mai rămâne timp pentru astăzi să vedem videoul. Dar să vă rog frumos, vă rugăm mâine să nu lăsăm așa în coadă de pește, vă rugăm. Nu, credeți-mă că nu o să rămână în coadă de pește, pentru că fetele astea trebuie să știe. Sigur. Păi și noi vrem ca ele să fie liniștite, asta e și ideea noastră. Bine. Să nu există niciun dubiu. Măcar dacă zicea aia de la recepție era frumoasă, splendidă, atunci... Asta ne-a pus aia o mână proastă. Dar pe să cred că e urâtă să pice și pe noi. Livian, eu nu am făcut decât să citesc mesajul trimis de cei de la hotel. Sigur, dar se și am văzut și un video, când va fi gata, va fi pus, mai exact mâine. E gata acum, dar nu mai avem noi timp astăzi. Sper din tot sufletul meu să nu aud că a fost violență pe aici, pe hol. Nu, să fie stați liniștită. Ricardo, am încredere în tine că te poți ție calma și te poți liniști. Da, sub cam, dar nu-mi vine să spună picioarele. Păi că ți-l direct, nu vii și spui. Gata, bă, iar să vă liniștiți. Mai mult. Gata! Turcu, îți mulțumesc din tot sufletul meu. Da, doamna, Alex, stai liniștită, că nu o să se întâmple nimic. Azi. Alex, îți mulțumesc și ție. Turcu, am încredere mare de tot. Da, da. Și în tine, Iancu, te rog. Da, eu... Puteți și Livianul făcul. După ce am văzut imaginile pe care le-am văzut, sunt un pic supărată pe Livian. Care? A făcut cu o gagică, Livian? Ce imagini? Gagica aia urâtă. Dacă era frumoasă, nu s-a mai supărat. Tu n-auzi că a ieșit o fată de la voi din camera de hotel? Tu chiar n-auzi asta? Da, pe treasă. Dar de intra n-a intrat. Doamna Andreea, trebuia să stau și eu să mă gândesc, bă, oare eu am fost și să las pe ea în pace. Bine, mulțumesc și ție, Livian. Mulțumesc, Mariu. Vă mulțumesc că ați intervenit, na. Dar rămână. Dar sunt un pic supărată. Ei, lăsați că... Dar o să fiți fericită, de la zâmbiți. Agonie la extaz o să vă fiți... Mâine pe video o să vedeți că era chiar frumoasă fata, da. Nu era. Băi! Alo, am văzut-o, mie nu mi s-a părut așa frumoasă. Deci de aici s-a glumesc, nu există nicio fată, n-a trecut Marius, eu dor nici profund. Măcar prin fa... Uitați, dacă a trecut prin fața ușii, nu dacă a intrat, dacă a trecut prin fața ușii, eu mă retrag în direct și în reluare. Nu există. În direct și în reluare. Maria, Natasha, deci mă, sigur nu mi-ai pus somnifere și ți-ai adus pe vreun. Eu am dormit primul, voi nu. O să vedem mâine videoul și o să ne convingem cu toții. Aș vrea să vă liniștiți, vă rog din tot sufletul meu. Am început anul cu stângul. Cele 8 ore s-au încheiat. Rămâna! Spargeți uși, pereți, ce vreți voi.
dar nu mai dați un an. Mă, Iancu, tu ce crezi? Că vrea să iasă, a vrut să iasă el bine și voi restul rău? Nu cred, așa, așa este, nu că cred eu. Nu pot să cred că tu ești prieten cu el și ar fi vrut să facă așa rău intenționat. Pentru ce? Ce are de câștigat? Tu ating scopul să facă no. Biel show pe spate. Nu, no. Nu o făceam asta. Bravo lui. Nu. O fost șmecheric, ai asta pot să zic și eu. Asta pot să zic și eu de ei că mi-au distrus camera și că au vrut să facă rău. Eu știu, mă, de ce e conflictul ăsta între ele două. Dar nu pot să zic. A avut ceva boptele ca în copilul? Da, o plăcea. O plăcea. Eu știu. Bianca, ascultă-mă bine, să lămurim o chestie. Dacă eu am venit, m-am uitat fix la tine, să văd cum te uiți la mine. Tu te-ai uitat așa, ca și cum ar fi o frunză, ceva, o pernă, nimic mai mult. Nu, dar dacă vedeai ceva, că dădeam semn, dacă probabil. Vedeam când dădeai un cel mai mic semn, da. Da. Nu zic că nu mă băgam, pe bune, mă băgam. La voi, cred că nu s-a încheiat ceva de tot discutat de subiectul ăsta în continuu. Îi afectează adevărul. Ce-a spart acolo, mă? I-a căzut creierul. Auzi, Filip, i-a căzut creierul? Filip, ia stai să spun, musculiță un pic ceva. I-a căzut creierul, dar știi ce? Tu nici măcar nu-l ai. Creierul tău e cât copul de fasole. Cât copul de fasole. Nu vă e rușine? Casa asta se numește Casa Puterea Dragostei. Filip? Da, da, da. Frumos. Da. Vă comportați ca niște oameni normali. Sunteți la televizor. Voi credeți că el a vrut să vă facă rău. Eu, pur și simplu, cred că s-a distrat. Păi voi nici nu meritați, măi. Voi acolo a stat în lux. Având în vedere faptul că era camera ta, tu vei plăti tot ceea ce s-a distrus în acea cameră. Ok. Pa, pa, la revedere. Am plecat. Unde era Iancu dacă ți-a strâns Husein bagajul? Asta ce înseamnă? Că v-ați mutat aici! Pentru ultima dată, și nu glumesc, mai primiți o șansă.